Polițiștii de la 6 servicii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, împreună cu 15 jandarmi, 4 lucrători din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului și 6 medici din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare, au efectuat duminică o acțiune amplă de control în târgul de la Călugăreni, precum și în cel de la Dobreni. Forțele participante au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de siguranță civică și diminuarea fenomenului infracțional în târgurile săptămânale. În timpul acțiunii au fost verificate 47 de societăți comerciale și persoane fizice, fiind aplicate 58 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei. De asemenea, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor 741 de kilograme de carne și preparate din carne în valoare de 7.800 de lei, precum și 2.340 de bucăți de produse alimentare și nealimentare. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea ordinii și liniștii publice, pentru comerț sau prestări de servicii ilicite, precum și nerespectarea măsurilor împotriva incendiilor. Polițiștii rutieri au reținut 2 permise de conducere pentru consum de alcool și neacordare de prioritate.